Salutare, prieteni dragi, și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Paul și astăzi vorbim despre un nou subiect. Subiectul se numește Apel la trezire. Este un mesaj puternic. Rămâneți aici. La concluzia că suntem tot timpul limitați, atât de limitați, și suntem într-un fel de șantier de construcție. Să nu facem altceva decât să învățăm și să experimentăm. Așa e. Oare încetăm vreodată? E nevoie de detașare și să lași lucrurile să lucrurile în pace, să lași în viața să ia curs normal, să-ți abandonezi pur și simplu. Așadar, dacă ne punem pe vibrația, sunt ok exact așa cum sunt, las succesul să intre în viața mea, spre exemplu, vei avea surprize, garantat. Tine depinde doar când se va întâmpla, acum sau când te trezești. Pentru că eu m-am trezit, îți fac și ție un apel de trezire. Probabil că în acest moment, frica este sentimentul predominant în lume. Este atât de real încât aproape că reușim să o atingem. S-a întins precum o pândă de păianjen în care stăm cu toții prinși, fără să realizăm că o putem distruge foarte ușor. Avem nevoie doar de puțin curaj, dar tocmai asta ne lipsește în cazul acestui virus. Poate nici măcar nu este vina noastră, poate nu este vina nimănui. Nu cred neapărat că avem nevoie de vinovați. Poate a venit să nu ne judecăm, ci să vedem ceea ce se întâmplă ca pe un dar menit să ne ajute în evoluția noastră. Cu cât mai puternică furtuna, cu atât mai strălucitor curcubeul. Vreau să vă urez o săptămână bună, toate cele bune, să rămâneți sănătoși, să dați un like și un subscribe la canalul meu de YouTube. Să activați clopoțelul, vă mulțumesc că ați fost alături și toate cele bune!